Moldovenii care se testează la COVID-19 sau cei care au trecut prin boală trebuie să țină cont de anumite reguli dacă vor să obțină certificatul verde de COVID-19. Responsabilii precizează că actul poate fi descărcat de pe site-ul certificatecratimacovid.gov.md, doar dacă persoanele testate solicită angajaților laboratorului să transmită datele la minister pentru a fi introduse în baza de date. Cât despre certificatul de recuperare după boală, autoritățile susțin că acesta poate fi descărcat online timp de 6 luni de la vindecare și doar dacă persoana respectivă face un test PCR. Cei care vor să plece peste hotare și optează pentru un test rapid trebuie să solicite unul dintre testele recunoscute în Uniunea Europeană, a precizat secretarul de stat din Ministerul Sănătății Svetlana Nicolaescu. La ora actuală această listă include 138 de teste antigenice rapide, inclusiv majoritatea testelor care sunt aplicate în Republica Moldova se regăsesc în această listă. Ministerul atrage atenția că în baza de date de pe site-ul certificatecratimacovid.gov.md nu pot fi introduse testele rapide efectuate la domiciliu.